Când am uitat și am văzut imaginea aceasta cu corona aceasta de spini, m-am gândit ce frumos că are cu adevărat legătură cu mesajul din viața aceasta. Ascultarea necondiționată de Dumnezeu. Ascultarea necondiționată de Dumnezeu. Și printr-o singură imagine care exprimă mai mult decât o mie de cuvinte, înțelegem că aia a fost, de fapt, ascultarea necondiționată de Dumnezeu, Tatăl. Vă emisiți să deschideți cuvântul Dumnezeu la Cartea Genezei, capitolul 15, de la versetul 7. Geneza capitolul 15, versetul 7. Domnul i-a mai zis, ce este vorba de Avram, eu sunt domnul care te-a scos din Ur, din Haldeia, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis, ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Păsările răpitoare s-au înăpusit peste stârvori, dar Avram le-a izgonit. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia ei va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, că în legiuirea muniților nu și-au atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întunere ca dâng și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut prin dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis, să-i tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Și anume țara cheniților, a cheniziților și a cadmoniților, a hetiților, a fereziților, a refaimiților, a amoriților, a cananiților, a ghirgasiților și a ebusiților. Amin. Dragii mei, cunoașteți poate mult mai bine întreaga istoria lui Avram decât acest episod și dacă veți citi câteva capitole înainte, veți vedea de unde l-a chemat Dumnezeu pe Avram așa cum a spus chiar în versetul 7 eu te-am chemat din țara lui Ur de acolo Avram a trebuit să plece într-o călătorie în ce direcție Dumnezeu să plece? Eu dat o direcție. O ieși din țara ta. Ieși din neamul tău. Pentru că am ceva pentru tine. Pentru că am un plan pentru tine. Gândindu-mă la cine a fost Avram în via mea aceea, la bogățiile lui Avram, că a fost un om foarte bogat, el a devenit și mai bogat când? În urma ascultării în urma ascultării. A trebuit să lase acolo unde o murit ta tatăl lui, a trebuit să lase pe fratele lui acolo și a plecat împreună cu Lot. Într-o direcție în care Dumnezeu nu i-o spusese încă. Eu zis, du-te și vreau să pleci de acolo, din țara aceea, pentru că vreau să te binecuvintez. Acum, dragii mei, am spus că ascultarea necondiționată de Dumnezeu și primul rând, ascultarea necondiționată de Dumnezeu îți va aduce binecuvântare. Chiar dacă tu nu vezi cu ochii aceștia în ce direcție vrea să te ducă Dumnezeu, felul în care Dumnezeu așteaptă de la noi este o ascultare necondiționată. Necondiționată. Și, dragii mei, noi suntem unde suntem mulți, nu pentru că, a, Domnul nu mai lucrează. A, Domnul Domnul nu mai ascultă. Ba da, Dumnezeu ascultă. Dar de multe ori suntem noi tare urechi. S-a întâmplat odată să le spuneți copilul dumneavoastră să facă un anumit lucru și parcă erau complet absenți, nu erau prezenți acolo. Și ne-a zis, bă, copilă, m-a auzit? Și te-a auzit, sigur te-a auzit. Dar nu a reacționat. De multe ori, exact asta face și noi de la Dumnezeu, El vorbește. Da? Urechea Domnului, mâna Domnului, nu sunt bolnavi, nu sunt bolnave. Gura Domnului uh, nu comunică lucruri confuze. Dar felul în care noi alegem să ascultăm și devenim foarte selectivi la ceea ce vrem să auzim, viața noastră începe să depindă de felul în care noi Alegem să ascultăm. Cunoașteți că mă ocup foarte mult cu familiile, pare de consiliere. Că dragii mei, am observat așa un fir roșu. Un fir roșu în majoritatea familiilor care vin la consiliere este acesta. Relația cu Hristos și ascultarea lor de Dumnezeu. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, dar în, în condițiile noastre, nu în condițiile Lui. Am vrea să fim binecuvântați și ne rugăm să fim binecuvântați. Toți de aici vrem să fim binecuvântați. Dar binecuvântarea vine doar în urma ascultării, doar în urma ascultării, necondiționate. Mă gândeam la generalul de război de la uh, Naaman care a venit și a scris o scrisoare uh, șeful lui uh, ca să-l vindece pe Naman. Și împăratul s-a dus să puțin, mă, cine sunt eu să-l vindec pe omul ăsta? De-a auzit un om al lui Dumnezeu, a auzit Samuel. Și zis așa puțin că lasă să vină la mine. Lasă să vină la mine. Elisei, mulțumesc, Elisei, lasă să vină la mine. Pentru că el va... Își va da seama, își va da seama că aici există un Dumnezeu, nu un om. Există un Dumnezeu. Există și un om al lui Dumnezeu, dar există și un Dumnezeu aparte. Și a trimis poruncă. Și a zis, tu te scaldă -te în Iordan, de câte ori? de șapte ori. Când noi s-a ridicat a cincea oară, ce ziceți? Au început să vindece de jumătate boala lepra lui? Când s-a scădat a șasea oară și o zis, bă, e aproape gata. E aproape gata. Și zis, nu, 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 nu. Trebuie de șapte ore să se întâmple lucrul acesta. O ascultare necondiționată. Și de multe ori merg în jumătate de drum în această ascultare cu Dumnezeu și zice, Doamne, nu s-a nimic, te-am ascultat. Nu, nu, m ascultat jumătate. Și noi așteptăm că Dumnezeu să-i mulțumit și cu jumătățile noastre de măsură. Nu-i mulțumit, totul sau nimic. Vorbeam zile trecute cu niște familii despre ascultare. Și spuneau, este greu să trăiești în ascultare și să trăiești prin credință cu Domnul. N-a zis nimeni că e ușor. N-a spus nimic, chiar Dumnezeu nu a spus că e ușor. Dar a spus, eu te voi binecuvânta. Și a spus lui Avram, eu te voi binecuvânta. A avut vreo 75 de ani Avram când a auzit pentru prima oară chemarea lui Dumnezeu. Și-a durat 25 de ani când s-a născut Isac. Pe toată această perioadă, Avram a fost chedincios lui Dumnezeu. Și, și, citim acest pasaj în care din nou Dumnezeu afirmă și reafirmă Avrame. Vreau să spun că eu te-am scos din ur. N-a fost o inițiativă a tatălui tău. Eu te-am scos de acolo. Și vreau să spun, Avram, că îți voi da în stăpânire tot ținutul acesta. Și zic, Doamne, mi-a mi spus lucrul asta. Și Avram îi spune, Doamne, doamne poți să-mi spui ceva? Cum, cum? Cum? Vreau să văd ceva. Vreau să văd, Doamne, cum o să-mi dau seama? că eu voi stăpâi în lucrul acesta. și mai de multe ori, noi ziceam, nu putem, nu pot să spun asta Domnului, că vreau să sup, poate că supăr pe Domnul. Puneți la încercare, vorbiți cu Dumnezeu. El, atunci când l-a creat pre, pe om, a vrut să aibă o relație clară, directă și personală cu fiecare persoană în parte. El se compară ca un tată cu copiii lui. El așa se compară. De ce să n o discuție cu Domnul? Doamne, Doamne mi-ai tot zis, mi-ai tot zis, mi tot zis Oare, cum voi alege? Și îmi place atitudinea lui Dumnezeu extraordinară aici. Nu-l mustră. Avrame, trebuie să mă crește mine, punct. Și zune Avrame, știi ce? Hai să facem un legământ. Astăzi ar fi ca o procură la notar. Asta este. Și îți ia aceste animale. Ia aceste animale. Că e un vițel, că e o capră, că e un berbec și iarăși ia și două păsări. Și te despicat în două. Pe atunci, dragii mei, felul în care vrei să cumperi o casă sau un apartament, trebuia să faci așa ceva. Asta era actul legal la notar. Vrei să cumperi o locuință, vrei să cumperi un teren, trebuia să sacrifici un animal. Și atât vânzătorul cât și cumpărătorul treceau prin mijlocul jertfelor pe care ei le aduceau. Și ei spuneau că dacă nu îmi respect partea mea de legământ, să devin ca, una, ca unul din animalele acestea. Asta era legământul de sânge. Și Dumnezeu, pentru că Avram cunoștea lucrul acesta, i-a vorbit pe înțelesul lui. Și anume, ascultarea și instrucțiunile pe care ți le dă Dumnezeu sunt pe înțelesul tău, nu pe înțelesul lui. Sunt pe înțelesul tău. Când Domnul Isus merge printr-un câmp și, și vede un câmp, imediat face un mesaj despre holde, iată că sunt gata de, de seceriș. Merge la fermieri, face analogie cu oile. Și anume Dumnezeu îți vorbește în funcție de contextul în care tu te afli, pe înțelesul tău. Nu te uita la felul în care Dumnezeu vorbește altuia. Pentru că el trăiește în alt context. Experiența lui cu Dumnezeu este unică. Felul în care Dumnezeu îi vorbește lui este unic. Pentru că el trăiește într-un anumit context, are o anumită pregătire, are o anumită familie, are o anumită istorie, are o anumită construcție. Și Dumnezeu fiecăruia ne vorbește în funcție de noi, de felul în care noi răspundem la mesajul Lui. Nu uniformizați cuvântul lui Dumnezeu. Că la tot vorbește la fel, tot trebuie să reacționăm la fel. Nu, suntem unici, dragii mei. Fiecare persoană de aici, fiecare persoană de aici, Miliardele care sunt pe pământ sunt unice. Știți de ce? V-au citat la amprenta de la deget. V-au citat la amprenta de la deget. Acum au apărut telefon așa cu amprenta. Încerca soția să pună amprenta mea. Încerca băiatul, tot să facă. Și nu s a potrivit. Chiar dacă erau de la mine din familie. Și nu s-au potrivit. De ce? Pentru că eu sunt unic. Ei sunt unici. Și atunci Dumnezeu vorbește fiecăruia în unicitatea noastră. Nu încercați să luați cuvintele altora. Dumnezeu le-a rostit lor și sunt pentru ei și atât. Deschide urechile că Dumnezeu să vorbească ție altfel. Altfel. Nu te aștepta, Doamne, aș vrea să-mi vorbești cam în felul acesta. Mă gândesc la Gedeon. Când Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon ca să lupte împotriva madianiților, era un copil, un tânăr, să vedea cel mai slab și din familie și din seminția lui. Și eu zic, Doamne, hai să facem o probă. Bai luna udă, bai pământul uscat, bai luna uscată, ba pământul ud. S-a supărat Dumnezeu pe el? A permis Dumnezeu să întâmple cu acestea? Da. Pentru că asta e relația pe care o vrea Dumnezeu. Da, s-ar putea să ai îndoială în inima ta. S-ar putea să ai îndoială în inima ta. Ești om, stai niște că Dumnezeu știe lucrul ăsta. De aceea cuvântul spune, puneți-mă la încercare. Ai că să nu crezi pe Dumnezeu că e un Dumnezeu distant, departe de tine. E tăticul tău. E tăticul tău. Așa cum vrei ca și pruncul tău să vină la tine în brațe să vorbească despre de toate cu tine, du-te și vorbește și tu cu el despre de toate din viața ta. Pentru că vrea să-ți vorbească inimii tale. Și spune, Doamne, am auzit de -o bine ceea ce mi-ai zis. Am auzit eu bine ceea ce mi-ai zis. În urmă cu vreo 12-13 ani, când am plantat Biserica Creștină Casolarului, am primit un, un loc, un spațiu undeva. Cine a binecuvântat, un om, un om de afaceri, necreștin. Dar Dumnezeu a lucrat prin el. Și am locuit acolo, am stat mai bine de un an jumate pe gratis, complet. A plătit absolut toate facturile el. Într-una din zile eram prin oraș și mă întâlnesc cu un alt om de afacere pe care îl, pe care îl cunoșteam și mă cunoștea. Și l-am salutat și am trecut de el. Și Duhul Sfânt îmi spune, întoarce-te, că omul ăsta are niște spații de închiriat pentru biserică. Și am zis, Doamne, la cine mai trebuie? Că avem o grămadă de spații acolo. Avem toată parcarea. La cine mai trebuie? Întoarce-te că ai nevoie de spații. Am întors din drum, m-am dus la el. Am vorbit cu el, i-am spus. Mă aștepta când am pronunțat cuvântul aveți ceva spații și zi, oh, am două spații pentru tine. Și am zis, okay. Ne întâlnim peste două zile la locul unde sunt spațiile și discutăm Când a venit, fiind un om destul de important în, în oraș Am găsit că va trimite el pe un angajat de-a lui A venit el personal Ne-au dus un spațiu așa cam jumătate din cădirea aceasta Unde puteam să avem întâlnirea cu întreaga biserică un alt spațiu unde mai mărișorul ne să ne, puteam întâlni cu tineri acolo. Cetatea mea și să placă și sunt, mi au aruncat cheile și o plecat. Nu-ți fac asta nimic. Și zis, ok. Și zis, domne, de ce avem nevoie de spațiile astea? Duminica următoare, adică 3-4 zile mai târziu, vine proprietarul de la primul spațiu, zice, trebuie să plecați în două săptămâni de aici. Și am zis, wow, cum le știe pe toate, Domnul? Cum le știe pe toate, Domnul? Și am avut timp ca să pregătim și locul nou și locul vechi să zugrăvim, să lăsăm frumos așa cum l-am primit. Pentru că Dumnezeu știe, cunoaște. Acolo e unde nu am fost. Acolo unde nu am fost mâine, într o săptămână, El a fost deja, dragii mei. Pentru că El nu are început și sfârșit. El nu este limitat de timp și spațiu. Merită să-L asculți. Câteodată pare nebunește. Și oamenii să spună, nu are sens ceea ce faci. Nu are sens ceea ce zici. Cum să faci asta? Domnul așa ne-a spus. O construcție după aceea nouă pe care a trebui să o facem pentru biserica noastră cu am crescut și ne-a binecuvânt, ne binecuvântat Dumnezeu. Eram acolo în cartierul respectiv și au început să vină vreo 90 de copii și oameni și nu mai știam ce să facem. Și treptat, an și an, Dumnezeu ne-a oferit o construcție a noastră. Să nu ne mai tomutăm. Și am spus bisericii, și zis, domnule, uitați ce, ne -a, ce a vorbit domnul. Că să ne apucăm de o construcție. Și uitați unul la altul și zis, a spart o bancă și noi nu știm sau ce s-a întâmplat. Și am zis nu, dar domnul, câtă că să ne apucăm. Aveam o mie de euro în cont. Aveam o mie de euro în cont. Și împreună cu alții am zis, trebuie să facem ceva. Și, dragii mei, și ne-am apucat. În nici un an de zile, ne-am mutat într-o construcție superbă de câteva sute de locuri. Pentru că el așa lucrează. Noi suntem gata să privim doar la resursele noastre. Și ce zicem? Nu se poate. Doamne, nu se poate. Avram s-a uitat la el. El era o resursă. Doamne, sunt bătrân. Soția mea e în vârstă. Despre ce vorbim acum? Și Sara, într-un alt context, când aude pe cei trei bărbați care au venit în vizită la Avram că la anul pe vremea asta o să aibă un copil, i-a început să râd acolo după coză, așa, da. ironic. Eu să am copil. Dumnezeu a văzut râsul acolo după coză și a zis, ai râs dar vei vedea, cuvântul meu este adevărul. Și-a avut un copil. Dragii mei, dacă am învățat ceva în timpul acesta al călătoriei mele cu Domnul Iisus, am învățat că El are niște resurse inepuizabile. Și dacă am învățat ceva, că ascultarea necondiționată de Dumnezeu aduce binecuvântare, nu numai pentru mine, cât și pentru cei de lângă mine. În ascultarea lui Avram, el, în el era o națiune. În el am fost noi cuprinși. În el sunt, e poporul evreu, e poporul izrael. În el, în Avram. Și ei sunt binecuvântați datorită ascultării necondiționate a lui Avram primește copilul. Și zice Dumnezeu, a mi ca jerfă. Doamne, numai ăsta l am. Celălalt e de o relație ilicită, nu se pune. Ăsta e chiar de la mine, ăsta este promisiunea ta, e binecuvântare de la tine. O început Avram negocierile cu Dumnezeu, nu se poate. Doamne, n-ai pe altul, nu zis bine, nu? Și a nu, nu, o pregătit toate lucrurile. Și a zis, merge. Unde mergem? Să ducem o jerfă Domnului. Și băiatul era mărișor, dragii mei, să care lemnele, să zidească acolo altarul. Și la un moment dat îl ia tată de mânuțul și -o zice, hai că te să urci ai jos, bătrân, nu te pot ruga acolo. Tu să te să urci pe altar, dragul meu. Ce să fac de pe altar? Păi tu e gerfa. Păi n-ai zis că Domnul se va îngriji? Bă da, se va îngriji Domnul. Și până unde este îngrijirea asta lui Dumnezeu? Și dragii mei, un alt lucru pe care l-am văzut, Dumnezeu mă duce până la limită. Până la limită. Când sunt gata să pognesc, atunci intervine Dumnezeu. Când sunt gata să zic, Doamne, nu mai pot, atunci intervine Dumnezeu. Poate că am zis, nu mai pot, cu mult timp în urmă. Dar el a zis, mai poți. Mai poți. De ce? Pentru că nu te-am întins suficient. Și Dumnezeu l-a întins pe Avram și l-a întins pe Avram și a făcut, a făcut acel altar, a pus lemnele și au zis, ok, poate nu vine berbecul, ce se întâmplă? N-a auzit, n-a văzut nimic. L-a așezat acolo pe Isaac. Și-o lua cuțitul. Și au zis, asta este. Să o voce. Oprește-te. Și îmi place ce spune Apostolul Pavel. Ce spune despre Avram și despre Jerfa asta? Inspirat de Duhul Dumnezeu. Avram credea că chiar dacă îl va omori, Dumnezeu îl va învia. Dragii mei, ce ascultare! Și asta înseamnă o relație, o relație personală cu Dumnezeu. Când iarăși l-a vizitat Dumnezeu pe Avram și s-a îndreptat către Sodoma și Gomor acolo să nimicească, la un moment dat parcă Dumnezeu se oprește în loc și Dumnezeu pentru prima oară văd că Dumnezeu vorbește cu el. Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu și spune, Păi nu se cade să ascunde Avram lucrul ăsta. Ați văzut peisajul ăsta, așa acolo? Și zic, cum să ascund? Nu pot să ascunde el asta, așa. Da, doamne, dar de ce să nu ascunzi de el? E un nimeni, e un om. Da, da faptul că el m-a ascultat și lucrul ăsta i s-a considerat neprihănire. Ăsta e prietenul meu. Ăsta e prietenul meu, are o relație cu mine. Eu nu pot să ascund de prietenul meu așa ceva putea să ducă Dumnezeu, să nu-i are nici sfatul, nici să nu-l anunțe pe Absolut deloc. Dar să întor și să-l vreau să zic ceva și de ce merge o domă și gomoră. Uite, asta e planul meu. ăsta i planul meu. Și o dat să plece. Și o zis, Adăvrame, Doamne, stai ce, stai, 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 stai un pic, stai nu pic. Noi avem o relație amândoi. O să nimicești tu pe cel bun până cu cel rău. Asta nu-i Dumnezeu pe care eu îl cunosc. Pentru că tu nu faci așa ceva. Tu nu nimicești pe cel rău împreună cu cel bun. Nu se poate. Tu ăștia nu le amesteci. Și de adevărat, nu le amestec. Și-o început negocierea. Și-o început negocierea acolo. Doamne, de 50, de 10, de... au început să negocieze. Și s-au oprit la 10. Cât s-au scos? Cât s-au scos bărbații din Sodom? Pe cât pe cine s-au scos? Lot, soția și două fete. Dumnezeu s-a dus mai jos de 10. Dumnezeu s-a dus mai jos, dar și de ce? Pentru că noi oamenii suntem îndurători și limita noastră a îndurării este foarte, foarte aproape. Nu suntem foarte miloși, nu suntem foarte îndurători. Dar avem un Dumnezeu care este plin de îndurare. Este plin de îndurare. Și o considerat pe aia acolo care știa clar soția lui Lot. Încă mai avea inima legată de Sodomă Și s-a întors s-au făcut într-o Și s-au dus. Doar lot cu vetele. Avem un Dumnezeu, dragi mei, extraordinar. Dar așteaptă de la noi atât ascultare. Când zice lui Saul, nimicește tot. A dus acasă bunătăți pentru Domnul bunătăți pentru Domnul. Doamne, ce, ce jerfe. Este grăsimea cea mai bună. Animale groză. Doamne, nu a pentru tine. Ce este vesedul celebru care le știm toți, nu? Ascultare, jerfe, grăsimi. Și noi oamenii, pentru că suntem fixați pe material, noi credem că așa putem să-l influențăm pe Dumnezeu, făcând ceva pentru el. Doamne, ce să mai fac să te impresionez? Doamne, ce să mai facă? Doar, doar o să te uiți altfel la mine. O să mă privești cu alți ochi. O să capă de o valoare în ochii tăi, doar, doar dacă fac eu ceva. Și Dumnezeu, nu am nevoie să faci nimic, că nimic bun nu locuiește în tine. Nu să faci, nu poți să faci nimic. Un singur lucru care nu are de-a face cu materialul. Ascultare, nu jerfe. Ascultare. Ce s-a întâmplat în urma neascultării? A pierdut tronul. Și dragii mei, suntem mulți în pericol să ne pierdem locul ăla pentru care pecat Iisus îl pregătească pentru noi, pentru că nu ascultăm. Suntem în pericol să ne pierdem locul ăla. Eu vă pregătesc un loc. Dar depinde de tine dacă vrei să mergi acolo. De mine nu. Eu mi-am făcut, la Golgă, tău acolo, s-a isprăvit toată lucrarea mea. s a dus-o la bun sfârșit. Eu, Dumnezeu Iisus Hristos, mi-am făcut lucrarea acum, depinde de tine. Asculți sau nu asculți? de tine depinde. Dragii mei, ascultarea mai vine în urmă la ceva. E un verset scurt și pe care trecem foarte ușor. Când Avram o despicat acele animale și a durat până să vină oare prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu se lasă așteptat, înțelegeți? Dumnezeu se lasă așteptat. Pentru că vrea să vadă cât de convins ești tu să asculți. Dumnezeu se lasă așteptat. Asta e frumusețea și spune așteaptă în tăcere răspuns de la așteaptă în tăcere. Stai acolo. Avram și-a făcut partea lui din legământ. Avram o trecut pe acolo și a așteptat să vină cealaltă parte care era Dumnezeu însuși. Și în timpul ăsta niște păsări răpitoare. Cuvântul Domnului spune aici că păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. Dragii mei, un alt pas în ascultarea noastră necondiționată este să alungăm păsările răpitoare din viața noastră care vor să ciupească din binecuvântare. Vor să ciupească din jerfă, vor să ciupească din relația noastră cu Hristos. Dar lui izgonit. Pentru că nu avea voie să intre o pasă răpitoare. Un corb e o pasă răpitoare. Nu avea voie să atingă. Pentru că murdăria tot. Dragii mei, nu toți corbii vin de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu odată s-a folosit de această pasă răpitoare, nu înseamnă că tot ce zboară se mănâncă, nu înseamnă că toate păsările răpitoare vin de la Dumnezeu. Trecem prin lucruri grele de multe ori, ci dăm vina pe Dumnezeu. Dar de fapt e cauza noastră. Când am alungat păsările și am permis păsările. Să fure din timpul nostru cu Domnul. Am, am permis păselor răpitoare să îmi toată jerfa. Și după Doamne, dar da, da, de ce nu vii? Doamne, ce se întâmplă? Uite, am pus toată jerfa aici? El întinde masa în fața potrivnicilor mei și știi ce? Sunt doar eu la masă cu el. Dar de multe ori diavolul își trage un scaun și se pune la masă și începe să mănânce din bucățile la minunate că l-a pus Dumnezeu la masă și eu nu, 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 e doar pentru tine masa asta. Și începe diavolul să pună la masă cu mine acolo și începe să mănânce până cu mine și să mănânce din bucatele astea pe care Dumnezeu le -a, mi le-a dat. Mie mi le-a dat. Permițându-i să facă parte de la masa mea. Murdărește bine cuvântarea lui Dumnezeu. Așadar, ai grijă pe cine lasă să stea la masă cu tine. În momentul în care vrei să faci o lucrare, vrei să faci o slujire, în momentul în care vrei să te conectezi cu Hristos, ai grijă că vin păsările răpitoare. Pentru că e au simțit miros de sânge. Au simțit miros de sânge. Dragii mei, diavolul să începe și să răscoală când a simțit miros de sânge. Și a zis, ah, e o problemă. O facere de bine, nu e mare lucru. Nu e mare lucru. Asculți o predică, nu e mare lucru. Dar cât încep ceva să te coste, încep păsările să vină către tine. Pentru că simți miros de jerfă, simt miros de sacrificiu. Să mijlocești? Pentru cine să mijlocești? A, pentru celălalt. Să dau din timpul meu celuilalt. Asta nu-i place diavolului. Și când simte miros de sânge, când simte miros de jerfă, că încep oamenii și mijlocesc unul pentru celălalt, începe iadul să miște și încep păsările răpitoare, vor să muște, să ia din bucurie, să ia din slavă lui Hristos, să ia din gloria lui Hristos ne murdăresc jefa, ne murdăresc legământul. Dragii mei, nu știu cu ce păsă răpitoare te confrunți astăzi. Nu ce supărări, ce depresii, anxietăți, stimă de sine, nu știu ce e acolo, invidie, răutate, nu știu ce e acolo. Fă ce a făcut Avram. Izgonește-le. Pentru că numai după aceea s-a coborât prezența lui Dumnezeu și a mers printre dobitoace. Ca să încheie legământul, să fie un legământ complet. Și de fapt, dragii mei, Dumnezeu nu a încheiat un legământ cu Avram. Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi, cu fiecare. Și zi, eu voi face partea mea de legământ. Partea mea de legământ. Și ce a făcut Dumnezeu? L-a atârnat pe o cruce pe Fiul Său, atât între, între cer și pământ. Și-a acolo, mi-am făcut partea pe ea. Ești gata să treci pe la cruce? Ești gata să treci pe la cruce? Și să-ți faci partea ta din lăgământ? Și să accepti jerfa aia glorioasă a lui Dumnezeu în Iisus Hristos? Ești gata să scurzi necondiționat? Pentru că, dragii mei, niciunul dintre noi nu avem probleme cu auzul. Nu avem probleme cu auzul. Avem problema cu a împlini ceea ce am auzit. Predici câte vrei, video, audio, de care vrei tu. Nu este problema că Dumnezeu nu vorbește. Nu mai acționăm noi. Nu mai acționăm noi. Și ceva ne paralizează, dragii mei. Parcă ceva ne imobilizează și nu mai putem să mișcăm. De ce? Că ne uităm la resursele noastre și din păcate am permis, am permis păsărilor răpitoare să se amestece în jefa, în viața noastră, în binecuvântarea noastră de la Dumnezeu. Și atunci nu mai coboare prezența Domnului. Și atunci nu mai coboare prezența Domnului. Știu că este greu să dai la o parte păsările. Știu că este greu să le îndepărtezi. Pentru că la un moment dat ele doar se înalță și tu nu mai ajungi la ele. Tu nu mai ajungi la ele. Când vin, coboare pe pământ să vrea să pună le capul tău, da, poți să scapi de ele, că ei sunt foarte, foarte aproape. Dar ce faci când nu mai poți atinge? Ce faci când nu mai poți atinge acele păsări răpitoare? Și închele sunt acolo, survolează să vadă când te prinde slab să te lovească. Știi ce le ajunge? Rugăciunea le ajunge. Rugăciunea ajunge păsările alea și să le nimicească de tot. Că doar le îndepărtezi și nu durează mult și iarăși vin. Iar le îndepărtezi, nu durează mult și iarăși vin. Și se întâmplă ciclul ăsta în, în, în viața ta și Doamne, Gata, nu mai pot, m-am obosit. Să le tot amân, să le tot, să le tot îndepărtez. Zice scubul Dumnezeu. Omorât dar. Omorât dar. Nu doar să le alungați. Nu doar să le izgoniți. Știi ce poate să le omoare? Cu cât merg mai sus, Păse de răpitoare, sunt mai aproape de el decât de mine Și el are putere să le omoare El are putere să le omoare, dragii mei Ca să vină acea binecuvântare în acest legământ peste viața mea și peste familia mea Trebuie să-i zgonim păsările Trebuie să-i omorâm aceste păsări Le-ai zgonit După care îi lășa liniște și pace peste el Poate zice, stați puțin, care e și pace? Că sunt venit groază, o venit, stai puțin, ce liniște și pace? Și au venit un mare întuneric. Groază întuneric. Doamna zice, ce se întâmplă acolo, așa? Und, unde ai fost un, în groaza și întuneric cu asta? Și este foarte interesant. Că în groaza și în cu a venit cine? A venit Dumnezeu. Și începe să vorbească cu Avram. Doamne, oare ce a putut să înțeleagă Avram ăsta în timp ce dormea? Doamne, ce a putut să înțeleagă, ce a putut să simtă Avram în timp ce dormea? Lucrul cel mai minunat este, dragii mei, că de multe ori nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Dar ne-am înțeles inima. Și când am văzut că la mine e liniște și-i pace și nu mai apasă vină și nu mai am povară și merg de, de parcă, parcă plutesc, nu trebuie să-L înțeleg pe Dumnezeu. Nu trebuie să-L înțeleg pe Dumnezeu. Doar să-L cred. Că voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Și sunt N contexte care spunea oamenii, cum voia Lui Dumnezeu e bună? Că pe mine mă doare. Cum voia Lui Dumnezeu e plăcută? Că nu face nicio plăcere să fiu astăzi aici. Ați întrebat pe un om în durere, în cancer, dacă îi place? Să aibă dureri, să doarmă două, trei ore pe, pe noapte? Dar nu de pe trupul ăsta este vorba. Nu despre plăcere, asta este vorba. Este vorba de acel om ascuns al inimii. Și când Apostolul Pavel vorbește, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează înspre bine. Doamne, care bine? care bine? Că din punct de vedere omenez, iarăși, binele este relativ. Nu există relativitate în Hristos, în Dumnezeu. Nu există așa ceva. El este adevărul absolut. În el nu există la unui bine, la unui rău. Nu. El vrea să facă bine cui? Omului din interiorul meu. Și apostolul să dezbracă și dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Îmbrăcați-vă cu omul cel nou. La omul ăla e bine. Pentru că omul ăla atunci se simte aproape de Dumnezeu. Da, mă doare carnea. Dar ce valoare are carnea asta? Ce valoare are carnea asta în ascultarea noastră de Dumnezeu? Are în vedere Dumnezeu are față omului? Are în vedere Dumnezeu are cât de bine să fiu? Și spunea fata Cristi, cât de confortabil să mă simt? Spunea cineva că dacă Drumul tău nu se intersectează cu drumul celui rău. Înseamnă că mergi pe același drum cu el. Ca să te intersectezi cu drumul celui rău, Dumnezeu te scoate din zona de confort. Că el cel rău îți creează confort. Spune: O meriți! Meriți! Cum să nu? Meriți! Tu trebuie să ai, tu trebuie să arăți. Și Dumnezeu spune: Nu, 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 nu. Eu sunt imaginea ta. Eu sunt imaginea ta. Voi nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt. Voi nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri și nu mai faceți tot ce doriți. Pentru că voi ați fost răscumpărați. Voi ați fost răscumpărați. Eu o trebuie să plătesc un preț cu sânge. Un preț cu sânge. Eu m-am umblat prin acel legământ Eu mi-am făcut partea mea în legământul acesta Eu am făcut un legământ Și nimeni nu vă poate smulge Că viața voastră se ascultă cu Hristos în Dumnezeu Nimeni nu vă poate smulge Doar dacă Alegi Să nu asculți Doar dacă Alegi să nu asculți Dragii mei vreau să închei Văzetul 17, cuvântul Domnului spune în felul următor. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întunere ca dânc. După ce a sfințit soarele, când soarele, a sfințește soarele, s-a terminat ziua. S-a terminat ziua. Și frumusețea asta a pus-o Dumnezeu încă de la începutul lumii. A fost o dimineață, a fost o seară. S-o terminat ziua. După ce a sfințit soarele, dragul meu, după ce tu îți faci partea ta, după ce tu îți aduci jertfa ta, după ce inima și mintea ta se concentrează spre Dumnezeu, după ce începi să-ți alungi păsările din viața ta, poți să dormi. Pentru că el vechează. Și după ce o a sfințit soarele, începe revelația lui Dumnezeu. Acolo în întuneric, pentru că de fiecare dată, atunci când noi dormim și intrăm într-o stare de semi nu mai avem control. Și asta e frumusețea, că El este în control. Dar contează cum ți-ai petrecut ziua anterioară. Contează ce ai văzut, la ce te-ai uitat, la ce ai ascultat, pe cine ai ascultat, unde ai fost. Frate, nu știu că am coșmarul Așa din toată vin peste mine coșmarurile. Fate, nu pot din să-mi asta așa. Și am nu-s din Ai deschis uși, ne ai alungat păsări, ne a alungat păsările. Ăștia nu vin dintr-o dată pentru că l-a sfințit. În momentul în care toată ziua s-a terminat, Dumnezeu intră în control. Dar tu ai dat controlul altuia. Tu ai dat controlul altuia. Și Dumnezeu nu mai poate să intervină acolo. Că Dumnezeu nu intră peste liberul tău albitru niciodată. Eu stau la ușă și bat. Aștept. Acceptarea din interior. Diavolul sparge ușa, intră cu cismele, pentru că el îmi vrea rău, nu binele. El vrea să mă manipuleze, să mă controleze. Dumnezeu vrea să mă călăuzească. Diferența între control și călăuzire, dragii mei. A sfințit. A pus soarele. E întuneric. Avram doarme. Și începe bătălia Și începe bătălia Pentru sufletul tău Și pentru sufletul meu A început bătălia Dragii mei Și Isus a zis Sunt gata să mă lupt cu tot iadul Sunt gata să mă lupt Cu tot iadul pentru tine Pentru că tu ai valoare în ochii mei Și atunci când tu Mă asculți Să coboară cerul peste tine se coboare prezența lui Dumnezeu peste tine. A ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. Dragii mei, va veni cuptorul ăsta iarăși? Va veni focul ăsta iarăși? Descrierea din Apocalipsa La ce e acolo Te înfiori Dar nu pentru mine Nu pentru mine Pentru că focul de la Golgota Mi-a rezervat un loc în cer Și eu nu mai Eu nu mai stau în fața Săbiei lui Dumnezeu Amâniei lui Dumnezeu Nici de cum Pentru că el se uită la mine Prin jertfa tusă de Hristos și vede sânge pe viața mea. Și nu e al meu, e al lui. E al lui, nu e al meu sângele ăla. Și zice, asta e copilul meu. Asta e copilul meu. Mă lupt pentru el. Cu tot iadul, cu toți dracii, mă lupt pentru el. Dragii mei, ascultarea necondiționată de Dumnezeu îl determină pe Dumnezeu să facă prăpăd pe lângă tine. Recunoaște-l pe Domnul în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Îți va netezi cărările. Dragii mei, treziți-vă dimineața și le dați l pe Domnul. Că plouă, că e furtună, ce este? Tu ești în control. Tu ești în control. Nici o inundație, nici un incendiu, nu te o lua prin surprindere. Tu ești în control. Am cu câțiva ani am fost acolo, la galațul unde au fost inundațiile astea acolo. I am văzut pe frață în lacrimi. Acum, iarăși, a treia oară în dintre ei. Mi-a plăcut de -o, de o femeie de acolo, zis pentru noi a doua oară. Nici o lemă. Spălăm și o luăm de la capăt. Și am zis, wow! De unde dă putere? Și zis, de sus. De sus! De ce o permis asta? Nu știu. Nu trebuie să-l înțeleg tot ce face în viață. Am fost în Ucraina. Mii de oameni morți. Sute de mii. O trecut de mult milionul. De ce? Doamne, de ce permiți asta? Nu știu. Dar cred că voia lui e bună, plăcută și desăvârșită. Și tot ce trebuie să fac eu este să ascult necondiționat că este sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor. Nimic, nimic de ce se întâmplă. Nu se întâmplă fără știrea Lui, fără voia Lui, nici de cum. Uită-te la viața ta astăzi și vezi, Doamne, sunt aici. Nu înțeleg unde sunt. Nu înțeleg de ce se întâmplă astea. Dar cred că Tu ești aici prezent. Chiar dacă fi să treci prin valea umbrei morții, e doar o umbră a morții, dragii mei. E doar o umbră. Moartea nu are puterea asupra noastră. E doar o umbră să ne sperie, să, cumva să ne destabilizeze. Și zice, chiar dacă ar fi să treci pe acolo și să simți cum moartea te învăluiește, când te uiți și nu mai vezi, nu mai vezi celălalt capăt și te uiți și spui, Doamne, nu mai pot. Eu sunt cu tine. E o promisiune, dragii mei. Alege astăzi, nu s-auzi, de auzit auz. alegea să asculți. alegea să asculți necondiționat. Chiar dacă nu înțelegi, Dumnezeu, când a descoperit Dumnezeu să zic, eu sunt cel ce sunt. Asta înseamnă, în iba ibraică, eu sunt a tot suficient ție. Dragii mei, avem un Dumnezeu care ne este a tot suficient nouă. Nu ne mai trebuie nimic. Răspunsul nu o să vină de la București. Nu o să vină de la Busel. Nu o să vină de nici unde altundeva. Nici răspunsul nu o să vină de la mine, dragii mei. Și de la niciun alt păstor nu o să vină. Pentru că suntem oamenii și putem greși dar El nu greșește niciodată. Și atunci vă las cu acest îndemn, dragi frați și surori, alegeți să, iert, să iertați, dar și să ascultați necondiționat de Dumnezeu. Amin.